A șasea ediție de Vama sub lumini de Oscar. Cum a evoluat festivalul? Ce s-a întâmplat diferit anul ăsta față de anii trecuți? Cam tot. Tot înseamnă, în afară de faptul că avem un modul de pictură bine închegat, în afară de faptul că am reușit să avem și piese de teatru, fiecare modul din cele vechi, fotografie sau film, a evoluat pentru că avem mai mulți lectori sau mai multe workshop-uri și, evident, mai mulți participanți. Dacă ar trebui să mă iau după ei, ei spun că încă nu și-au atins încă nivelul maxim. Dacă mă iau după lectori, în mod evident, creșterea de nivel este semnificativă. De la an la an și anul ăsta, în mod special, este foarte mare. Lectorii. Aveți foarte mulți lectori noi și lectori din străinătate. Cum ați reușit să-i aduceți aici, în Vamă, în această mică localitate, la festivalul ăsta care crește pe zi ce trece? Destul de greu. În primul rând, negocierile durează câte un an de zile. Evident, nu înțeleg de ce putem face un festival de anvergura asta în Vama Veche, într-un sat la malul mării și mai mult total gratuit, dar la final le arătăm rezultatele și asta îi determină să vină. Tu ai învățat ceva nou la ediția asta de festival? Da, eu învăț, în fiecare dată învăț câte ceva nou. Aici e mai mult legat de organizare, sigur, e legat de oameni. Ce reușesc să aduc nou în capul meu, sentimentele participanților, oamenii care îmi spun cum le schimb viața sau oamenii care îmi spun cum au reușit să-și deschidă capul și să aibă alte viziuni. Dar cum influențează locul, Vama Veche în sine, acest festival, și îl face atât de deosebit? Ce înseamnă Vama pentru tine și pentru festival? Pentru festival înseamnă exact conceptul de bază, libertate, și aici vorbesc de libertate de exprimare, evident, și de libertatea în ceea ce privește imaginea pe care ei și-o formează și pe care după aia o pot pune pe un suport digital. Dat fiind faptul că Vama prin, sau Vama Veche prin istoria ei este declarată ca fiind un punct liber, da? Conceptele festivalului sunt construite exact pe acest sistem. Libertate de la cap la coadă. Libertate în ceea ce privește participarea, libertate în ceea ce privește exprimarea și, de ce nu, până la urmă, să numim fauna din Vama Veche. Fauna din Vama Veche care face parte din festival, fără ca noi să ne dăm seama foarte tare. Dar imaginea, rezultatul concursurilor pe care le organizăm aici exprimă exact acest punct de vedere de libertate totală.